A fost prima noapte în care a funcționat complet noua restricție de circulație în municipiul Drobeta-Turnu Severin. Între orele 20 și 5 au putut ieși din case doar cei care au lucrat, cei care au avut urgențe medicale sau cei care au însoțit și îngrijit copii sau vârstnici în baza unei declarații pe proprie răspundere completată în prealabil. Poliția din Drobeta-Turnu Severin a întreprins în noaptea trecută acțiuni de verificare și prevenție prin care au informat cetățenii, dar și pe oamenii aflați în tranzit, atenționându-i cu privire la instaurarea carantinei pe o perioadă de 14 zile în municipiul Drobeta-Turnu Severin. Începând din această seară, municipiul Drobeta-Turnu Severin și localitățile aparținătoare vor fi carantinate pentru o perioadă de 14 zile. Persoanele fizice, dar și operatorii economici pot fi sancționați cu o amendă de la 500 la 15.000 de lei în funcție de gravitatea măsurii încălcate. Neportul măștii de protecție, dar și circulația persoanelor în intervalele orare restrânse sau interzise se sancționează cu o amendă de la 500 la 2.500 de lei. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, cetățenii sunt obligați să prezinte la cererea personalului autorităților abilitate o declarație pe propria răspundere completată în prealabil. Aceste măsuri nu se aplică persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic sau al certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19. De asemenea, creșterea numărului de infectări este îngrijorătoare la nivelul județului. 134 de cazuri noi de îmbolnăvire și 10 decese au fost înregistrate în ultimele 24 de ore în Mehedinți. Cele mai afectate localități la nivelul județului sunt Șișești, cu rata de infectare de 12,61 la 1000 de locuitori, Breznița de Ocol cu 12,44 și Izvorul Bârzii cu 10,37.